E mai atât timpul să uite te sus, Doamne, mai de ceva. Cum? Că n-am înțeles. Să fii sus, mai să numere stelele. Doamne, mai dă ceva. Nu mă face, că și vine să vă rog eu prostii, că tu prietenii nu zice, bă, tu ți-ai trecut de la... Cai la partea ta. Bă, să ai noroc din frate, bine, dar m-a făcut. Și eu să fii sănătos, frate. Să-i dea Dumnezeu sănătate de Domnul Inginer, să-mi aducă marfă din asta. Să-l ție Dumnezeu că... Omul ăsta noi putem să zicem domnul profesor. Așa e. Noi suntem elevii, elevii din suflet. Elevii și pe lumea ala tot să și bebe elevi, frate. I după ei. Ce mare părțile te dă mai urmă? Beni, bună treabă! Beni! Dacă stingeri piscine cu Santoșul, ca ei și ca și ei, ca copiii ăștia. Da, leagă acolo, duce că te leagă! Pune-i mașină, măi, Beni, șola, Beni! Pune-i sus! Șola... Direct sus să le pune, pune-le sus, are dreptate. Pune sus, direct. Ia, bagă sus, tati, că oricum să trecem că... Cu pan și cu pan. Facem acum noi tot un tur. Bagă acolo, că facem noi tur foarte, dacă... Dacă tu nu... Dacă tu nu... Dacă tu nu... Dacă Cristine, ai prins o vreme frumos aici. Da. Și uite ce... Foarte frumos. Și peisaj frumos. Iete! Da. Zice oamenii... Că să nu faci umbra aia bula pe pământ, o vezi, ni? Da. Filmează-o. O filmez. O vezi? Da. Uite-te câte umbre sunt aici, să nu le faci alea pe pământ. Așa. Nu, no, sunt oameni care le faci de-a pula numai umbra aia. Să știi. Să ai un scoop. Să ai un scoop. Grajul ăsta, dacă ține umbră, vezi? Nu ia-l-i plin de cai. Și cai de reclamă. Așa și omul. Dacă ține face umbră, trebuie să fie cineva. Dacă fai numai umbră de-a pula, dă-i pari. Să fie vistul polonezii de muncă. Păi cuvântul ăla, păi... Mulți ați trași din el roșu în viață. Face să fie bine și îți cumpreți din el roșu și... Îi băgați acolo și... Dar dumneavoastră spune dacă se îngrașe calul, nu-i cal. Îi dăm un pic ulei ars pe pinte logurile alea. Dar ce-i? Nu bani ce cât am. Scai, frate! Ăla-i atât. Mi-a făcut tratament în venele, făcut doctorii. Oh. Bine așa, bă. Da. Sunt cu polonezul ăla, pancică, care l-a scos ultea, zis că e bun de să plătuși calul ăla. Te scrii, prințul grajul și-o, cum i-ai zis tu? Asta nu știe, bă. Tăscai zbun. Frate, dacă tăscai, zbunșul tăscai. Nu apropiați-vă de timp, că deja va vorbim o mie și nu facem una pe aici. Asta a avut-o încet, atâta nicălul ăsta când l-am adus. Fără de trei filmări, nu știu ce se filmare la mine, când a fost, când l-am adus calul ăsta, numai n-aie, pentru că nu m-a prins eu, nu știu ce să-l film. Atât a fost calul ăsta, tot balaul. Avea un frumos ca cupre pe mine. Deci în Ungaria m-a furat-o pe calul ăsta, frate, dacă nu m-a să-l prins. Nu că la domnul Jean face și gâtul și tot, mă, că prind iară, care și... Dar nu mai am putat, dar nu la noi și din bețesul de săptămână. Dar cum vrei să faci cu mine, domnule? Așa, să vă auzi. Stați-vă aproape, domnule Iesu. Lăsă așa auzi mulțumesc. E blan? E blând, tata, nu face nimic, poți să faci ce vrei. E blând, blând. Nu o să dai cu biciul, nu zvâle, nu face nimic. Îi pun la probă, la ham. Îi pun la ham, unde vrei. Arde, pace, că dă-te aici și noroc să fie, să ne dea Dumnezeu noroc și sigur, multe... Rapidele mă țipăși pe mine. Ăsta e mai frumos ca lucrul ăla. Că are carne pe el, care mai mult. Ăsta nu are carne, dar ăla are carne. Și ăla are picioarele și ăsta nu. Face să fie bine și gata, nu. Nu poți nici tare să mă bag, am vrem să-i te spune. Ce e, mate, mate? Ho, Vistanie, ho! Ho! Yeah!
Nu se poate, nu se poate. Leagă, tate, pe păi, dacă vrei cu 25 milioane, noroc, e târgul mitale. Să fie. Noroc. Să dea Dumnezeu noroc. Dai noroc. Și te bagă pe colbul și așa eu, lasă-i de Dumnezeu sănătate. Da, da, să-l bagă pe ăla. Da, da, numai că poți lucrută cu funecale lanț, nu-i? Nu, că ți-l bagă. Ăla ți-l ia jos, bă. Dacă ți-l ia jos. Nu, funi așa că poți, rog. Și acum facem noi una noi doi pancică și meșul Dumnezeu. Ne rămâne cu spinți. Da. Lasă că e loc altul pancică. Băiat de viață. E loc altul. Da, acolo. 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 Asta e negustul. Da, că se ia la șeful. Hop, hop, așa lasă-mi, așa lasă-mi. Cum? N-am crezut că e de cu banii. Să nu zic. Cătă, mulțumesc! Am vrut să-i dau banii la domnul inginer, dar că nu-i dau până nu... Fac și cu mine! Păi dacă dau norocul cumva din mână, frate! Adă-mă ca la parapteu! Du-te, Cătăline! Unde-i Cătăline? Hai, Cătăline! Bă, noi trebuie să facem tu, lasă-l pe el să-l aduc! Hai, mă, ia cal! Hai, mă, Adă, la schimb! Lasă-mă, ca pe schimb! Hai, că-ți parfucem, nu? Lasă să-l ia Cătăline, noi să facem... Mă, Adă, la parcă te face! Lasă că trebuie să stau cu ce apă frumoasă are domnul inginer, mă. O vezi cu sine? Da. Și ce mânză frumoasă. Dar ce mânză? Așa vreau o mânză, nu se-a dat în Timișoara. Să o ieși ăsta, gipsi. Dar frumoasă, mă. Da. Mânză are să mânză. Că toțile... Ia-ți funia de urmă, să... Scoate că la mioare funie, cătă. Scoate, da. Să vi-l dau, să... Fie să-ți spere banatul, când duceți. Mă, că-i prânză la mioare, să nu știe. Hop, hop, hop! Vreau să-l fac cu pancicul un târg. Așa? De-aia mi-e murgul să-i dau eu blondul. Domn Pancica, unde? Când nu-l văd? Aici, a scris și în noi. Domn Pancica. Domnul inginer, ce părere aveți de băieții ăștia tineri aici la dumneavoastră? Băieți de viață, amândoi. Treabă bună, să ai? Afaceriști de cai, da. Biznițari, cum ne zicem noi. Da, negustori. Acum fac, negustori. Acum fac tratamentul. Da. Negustori, negustori. Oricum, oricum, domnul inginer, ne simțim bine la dumneavoastră. Ne bucurăm. Ne-ați încântat. Da, ne-ați încântat inimile cu... Să vadă oamenii pe aici. Ne-ați încântat inimile cu caii dumneavoastră. Adu-l aici, bă, să vadă domnul Cristi. Stai că acum să uite specialiștii. Nu să uită niciunul, că e mântuit. Domnilor specialiști! O te caz un cal listeț. Aveți grijă la... Păi de stare n-ar cala asta. Asta e mai agitat ca mine. Tu ăsta... Cătă, tu ți-aduci aminte de el? Dar cum să nu-mi aduc Cristi cu mare drag? Îți aduci aminte că tu l-am mai ținut pe Crăciunul de viață? Dar când am uitat cu alte Cristi cu mare? Ăsta dacă ți-e sui călare, nici arabul nu te duce ca eu. Nu te prinde nici avion. Eu prind, îți pun o rampă, Cristi, pe cealul ăla nu e nimic. Prind avionul de sus. Ce ani la timp cu mâna? Oh! Da, spectaculos ar măsar. Sau e cal? E cal, e cal. E cal castrat, ne? E castrat? Da, da, e castrat. Oh, băi! Lasă-l așa, lasă-l așa să vedem. Da. Vedealul castrat. Dar cum? A, da, să... Cum de l-a dus la dumneavoastră? Sau l-a dus pentru Pacica? L-a dus pentru Pacica. Am înțeles. Am înțeles. Tânăr, băiatul, ce? No, unde e ălălalt? Cătă, ia să-l punem unul de casca mai mare. Oricine nu mă înșală niciodată în viața asta, zic? Bă, băi, 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 Domn Pancica, când tu ceri niciodată nu-i mult. Păi nu mă place,
Eu sunt cu el, dar și cu Beni. Auzi? Eu vin tău, bă, 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 Beni! Bă, Beni! Beni! Tu ofere cât e puțin! No, gata, puțin! Bă, bagă-te! Auzi, da, du-l după camionetă, du-l! Cătă după camionetă! Du-te pe după camionetă! După camionetă te duci așa roată, fain! Ia, ia, stai numai să vină la așa roată! Vezi ce viteză ai, văzut? Ce viteză ai, așa, așa. Ce viteză are, așa. Nu e chiar cald. Atât, atât, atât. Uite ce blacalul ăla, mă, oh, 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 copilul ăsta lui Beni. Hai un pic încolo. Da, că nu tune copilul calul. Nu. Trebuie să-i iau și agamă, fuge cu lanța. Trebuie să o apuc la mine, dacă vezi frumos. Da, la tata. Atât, eu fac cu iapă. Eu fac iapă. Acolo, mă, la treaba bună că vedem un costum. Hai să te dai la tenoroc să fii tu. Da, rog. No, ați făcut mangica. Asta da, rog. Rog, da, la cer. Bagă pe la Cătălin sus, îți dau bănuți și gata. Nu mai dai copii. Da, ce mă. Bate. Pe funia aia voi o dai la aia, o pui la aia. Da, la are funie bună. Da, rog. Lasă pasta la aia. Da, funie. Lasă pe mine la aia. Asta e nu știu funii de la aia. Cum e? Cum e? Nu-și vede de la cani, că cu aia e de leapă în mașină. E zbune tare. Bă, o pichesc! Fiți ardea, bă! Domn Bancica, cu ce ai rămas în mașină la tine acum? Cu ăsta și cu biliardul românic. Cu biliardul, cu miliardarul. Cu ce? Cu ce? Cu biliardul românic, polonezul cu un șargul. Aha. Am făcut și eu un tir, am făcut un tir cu domnul Ingenier, am făcut un tir cu Vladile Beni. Așa, tată, așa. Deci amândoi am imuțit, v-am zis la fata sus, să vedem cu cai de caie. Au că am beau la cailor, dacă mă duc cu caia acasă mă pornește. Băi, tot am zis. Da, 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 ți-am coci. Doamne, ce zic, mâncața, Dumnezeu. Doamne. Uite, anunci aici, bine. Să-l bat. Asta e numele. Așa, pat, așa. Da, bine. Hai, dar mă mașina să le spus o tăia, că și-o băga pișorul rot. Mai unde de acolo? Nu vezi că te-au rog, dar unde? T-au zis să trebuie să avem pe să-mi folosim. Și dacă e rog, și acoperi nici că e plin. Așa, tata, așa. Vezi, astea punea cu care faci. Aia trebuia să scoți, tu-ți ca. La bună, alea era din casă. Ba, la capăt, i-a băgat mâna, a pășit și mă trage după el. Da. Aia sfoara ți-o tragi repede de mână. O sfoară normală ți-o tragi o primă de ți-o teamă. Bagă-mă. Vreme că nu mai e pe. Ce? Nu. Lasă așa. Lungă și moale. Moale. Cine dar la noi dintre care am adus dintre ea, dintre măsar. Deci pisine, dragă. Deci e cu nața și pe partea de zarcă. Pute baza puțin, bă, Gheorghe. Pe mâine să-l bagi și ăsta tot așa. Păi zbor, băi, mă pot atât. O, băi, nebun! O, până să-l bagi, dau concurs cu voi, mă. Băi, cu calul ăsta. Hai, dar mai bai, că nu-mi fac acasă. Îmi bag la antrenamentile care-i zâni. Lasă, 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 uite, uite-te imagine. Ca tractor! Băi, îmi bag la antrenamentice acasă.
Era trebuia să le-aș funia la omul. Nu care, funie de-o pășul ăla. Ba, pe ăla funie, noi am pus funia la omul. Da, bine, e o mașină, ba, e o. No, Beli! Da. Hai un pic, ridică un pic acolo, ajută-i. Să lasă, până stăm aici, să nu fac. Au stat, pe negru și o lătăm. Ce să te ajută? Hai, iar pe negru ăla să băgăm. Bă, la prima, e, sunt acolo, lați, o să arată. Mai filmezi? Sigur, îmbarcarea. Da. E foarte rep. Canceros. Nu poți să bagi prin față, să ieși în spate. Nu poți. Să-ți faci carosata aia, pancică. Oh! A, dai, dacă alușai, dacă ți se pomiești. Nu-i bine, că așa am băgat, am Așa, sănătate vă dorim. O târg am făcut cu fratele Beni, să-i dai o sănătate. Am noi tăi strise, ce bucuroși aici, că am făcut, he, ce târg bun am făcut eu. Eu zic eu, dar lui zice mi-a lui, mi-a lui, mi-a lui. Târgurile au tăi stris. Că noi șomini, frate, nu se luăm așa să fugim. Ăștia l-ați vin și-l fac tirul și fug. Unde? Unde? Unde fug? Unde fug? Fug acasă. I-am făcut târg cu cineva, mă, ăla mă merge. Pă când a legat caii din grasă, el s-a parat, mă, să bea un cafe, nu mai poți departe. Nici cafe, nu mai poți departe, fugi. Îl sun, mă, dar de ce ai fugit? Da, nu mai vreau să-l oferă, să stai, că nu te plăte și no, noi mai stăm de pe Cristine, Cristine, auzi, tăzi, tăce târgurile din lume să fac prin oameni, banii, să fac din bănci, prin aia, prin fabrici. Noi suntem mătători, noi suntem fugătorii pământului cu bani. No, asta au eu, mâine de el, mâine de el, pe tășe. Domnul inginer, să dea bine o sănătate, să ai noroc de corpul, frate, veni, să ai noroc de dolar, și voi la fel, sănătate, curii, copii, omule, să dea bine o sănătate, moșule, să ai sănătate, că dacă dumneata nu erai, nu erai. Să vă trăiască bărbăția care o aveți. Să aveți și dumneavoastră. Să dea-mi sănătate. Copile, să dea-mi o sănătate. Să ai bucurii, frate, ca la tata. Domn Pancică. Bere, frate, dragă. Cu noi nu suntem de-a dragă, dacă noi facem timpuri până când se schimbă banii. Mame, mă, mă, frumos, ce cumpăre. Da, bun, no. S-o încheiat în chiarea să zic cum e acum, cât îmi dai ca aia 2 euro? Aia primi pancica. Pancica, aia, aia primi. Da. 6.000 dau bani pe ei, vin mâine după care. No. Nu lăsa, nu lăsa, dacă vrei cu 6.000, noroc să dai Dumnezeu mâine dimineața la 10, ies după care. Apă și dacă el moare, lumea și pământ. Dacă am făcut târgul și când vii unui cu fișorul, nu l-am pus să mă așa. Vorba-i vorbă, așa că stai Dumnezeu sănătate, nu cadă țigările tati, vine, vinim după coare. Deci, domn Bancica, vinim iar o tură. Bă, frate, dragă, dacă vă pot înțelege cu Dumnezeu, să iau. Inginer,
cu ajutorul lui Dumnezeu și al Măicuța Sfântă, am oporit de la domnul inginer Tudor de la Lupia. Am făcut o combinație frumoasă. Am dat pe corbul și am luat un corb. De-a lui o trei părete și n-am făcut păresca aia. Am făcut cu fratele Beni un târg. Fratele Beni au luat-o pe la de cași un mic un galvă să-mi schimbe cu mine. Estrela l-au dus pentru mine aici, frate. Am făcut și că era un târg bun. Și am un ajutorul lui Dumnezeu și-a omul cu să sfântă mere macasuță. Frate Beni a făcut, am un tătă, noi tăi suntem mulțumiți. Eu mulțumim pe partea mea, inginerii pe partea lui, Beni pe partea lui. Am numai unul câștigat, adică toți am câștigat că am făcut târguri, dar numai unul să zice că e târg. Am unul. Eu zic că e alu tăstri, că am făcut, am făcut trei târguri frumoase, nu dușmanul să fugim și de astea. No, am un mene pe la fratele Dorel, frate, pe la... Andru. Ne oprim la el? Păi ne-am oprim o țără la el. Super. Și da. Face ceva și la Țigmandru? Poate că face, frate, da. Nu se știe, poate că se poate să facă și cu el ceva de... Omahou! Cristi, un pic e mai încărcată mașina de când a venit. Ia, când am venit era mășurie. Hai că ăsta blondul e cât roșu, dar negru e cât ai amândoi. La greutate. Deci v-ați luat pitbull sau ce? Ce-ați făcut? Asta e pitbull. Ne-a luat biliardul României, da, domnul inginer, să-l dea Dumnezeu sănătate, ne-a luat car bun. Polonez cu Ache, regul, unde zice Ache, e Polonia, cu unii, frate. Uite, domnul Cristinel Mondialu, cel cunoaște tătardealul. Ache originale, frate. Bun, 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 bun. Ai, 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 Gris Fer, Gris Fer, ceamă, Gris Fer. În 2016, Cristine. 3-4-2016. Asta e de 5 ani. Da, mă, frate, Cristine, și... Mere către căsuță. Da, mă, sună mamea mea. Acolo am văzut Cristinel cu soica, cu pui, vezi? Acolo îi plătăm la nimeni acolo. Am mă uit să mai văd odată, dar nu mai văd. Dar nu o mai vezi tu aia, niciodată nu s-o mai vezi aia. Du-te! Dar zice să nu mai văd Cristinel. Aia nu, dar o să facem să vedem altele. Domn Bagica, numai un pic o să... Să că un pic o să mai... Treacă un pic ploile astea și eu să vreau să merem. Vreau să merg să vedem niște urși. Da, mere, frate. Bine. Ca la altă, i-am scris eu unul în Bucovina. Urși, mi-i strez, nu. Și nu ia asta cu oile, cu stășul, vine ursul frumă încă. Tot cu el în mâncă. Du-te, bă, ceaci acasă cu el. Unde se rățână? Că te le duc încă de casă, mă, unde că vine ursul frumă încă. Aici am văzut-o, frate, Cristinel. Are către căsuța, bă, frate. Aici am văzut vaștii cu jiței. Care de care, vezi? Băi, dacă umbli, pe drumuri, apă vezi toate minunile pe posibile, te faci, ai, te ce ale vezi, nu? Da. Am om care te luat, încă casă doar așa, vezi, numai te pe casă vede. Noi mai vedem, e tu mă nevoie, tu mă nevași, tu mă necapă. Acum mult cu oamenii, așa e acolo? E să uite la Cristinei, la ce postează cu noi. Dar pe ce le vege pe tăcea? Nu știu dacă stă în pat. Ne vedem, așa e să te... Da, băi, cu cerbi, ciuche, urși. Unul cătă... mai trebuie să completeze atât. Cătă, de ce ai căscat? Și l-ai deranjat la domnul Pacica? Da, mă, n-am căscat, da. Ai dovadă, filmare și unul. Băi... Domn Pacica, așa e că a căscat? Căscat. Nu mi-a ieșit oboseala de mine de atunci, că am luat în ce zici, domn Bagica? Sau dacă... Da, să ne ajute Dumnezeu, frate, dragă, că o face cum am putut atât. Au, ți-ar putea mâine să vină după caie. Oare? După lăsare aia. Mai gândesc eu, așa, după mine, este cald. Bă, eu totuși m-aș duce la dentist, mă, dar dacă e... Eu îl sun pe dentist de dimineață și zic că îmi pare rău, dar să mă... Mai bagă în culul ăsta așa. Bă, omule,
iartă-mă, dar n-am ce să-ți fac, nu. Oricum eu mă spăl bine pe dinți. Înțelegi? Da, bă. Bă, s-ar vrut 100%, dar mă gândesc de așa mine, poate că și eu mă sare a doua, mă doi. Când a fi verdictul? Acolo, mai pe sară, înțelegi. Mă suni mai pe sară? Yeah. Și? Dacă... Nu mai trebuie niște bani și apă dacă... Fac ceva ea sară, bă, eu după ei. Dacă nu le sun așa, mai vin voi, mă, înțeles. Deci am văzut și caprele. Yeah. Sălbatice foarte frumoase. Ah. Niște ființe adorabile și foarte, foarte blânde. Așa mie de drag, mă. Așa mie de drag. Și foarte blânde. Yeah. Dacă ar avea oamenii blândețea caprelor, sălbatice. Bine ar fi, dar mai fi invidia asta și... Cum ar fi, domn Pacica? Foarte bine ar merge în țara noastră, frate. Dar dacă vinzi un cal în Brașov, ce sună de 20 din Brașov, bă, cum ai făcut? Nu, cât o mai dai? Ce ai făcut? Dacă dai un cal în Mureș, cum ai dat? Cum ai făcut? Știi, oamenii se interesează să vadă de individul și... Cum s-a așa, frate? Din partea mea e bună de toată lumea, că ai să cumpere pe care lume, că ai, nu? Anu, frate dragă, facă, îl zică lumea și eu prea... Familiuță-i familia mea. Lasă lumea să vorbească, familia să-mi trăiască. Trebuie, Cristine? Da. Păi oare să vă gândim bine în grăr, Cristine? Oare ca și fric? Păi nu știu, o să ai vreo 6 grade. Oare să fie fric? Eu nu știu la gradajul ăsta cum e, la cai. Printr-un mânj ăștia mie, bă. Ele fac un fugit și-o sări și s-o curăță, așa? Ele fac, nu știu să mă fac. Și mă înzăre și ea pe tăce să fac, ele fac. Ele mă cad pe cămără sare în grarzi. Facem un pic de imagine cu cheiarea. Le mulțumim la public, în Mărească, la următorii noștri de YouTube-iști. Frate, dragă, și cu asta, o mai mere și-o vine. Pacica, cum a fost sus pe jarul? Hai! A? Adam, am o jar. Am eu peste jar, mă sui și eu pe ăsta. Mâine! Facem așa să te sui? Mâine, mă sui pe jarul mie. Ce am să zic, Pacica? Referitor de... S-a lăsat acolo un băiat, un comentariu. Că zic că... Voievod. Eu că mi-ai viteză, eu și mi-ai viteză. Eu și mi-ai viteză. Trebuie să fii voievod, a? Yeah. Dar, bă, frate, dragă, călării și pe ăsta, să-i fie și voievodul. Florin Persic, te... Dacă ajută Dumnezeu să ajunge cu bine, poate face ceva cu fratele Torel. La Timandru. Ne dăm acolo. Să facă trei negri, să gace cu șmecheria. Da, frate, drag. Da. Apoi ne iasă Sighișoara. Frate, de Sighișoara am dat la generație, mă. Hai să-l sunăm pe... Frate, ce nu ziceți, bă, că e rădrumul, puteți să prețelile pierate? Păi nu ziceți nimic. Bă, copilotule. Cătă, am adormit noi doi. Pa, bă, bă, eu n-am fost atent. Aia, bă, ce fain e bă, Cristine. Castelul ăla. Aici la Sighișoara, hai, domnule. La Sighișoara, frate. Noi întotdeauna când trecăm pe aici, avem mare, mare bucurie să vedem. Să filmăm castelurile astea faine pe aici. Trebuie să venim până nu mere copșila, că i-am promis că o aducem pe aici. Păi nepotul, pe copilă, până nu vine la castelurile astea. Da? Ia, yeah, ia. Yeah.
Le-ai promis? Ne-am promis și trebuie să mă ții de cuvânt pe orice cale. Orice cale, frate, trebuie să mă ții de cuvânt. Am zis. N-am ce face. A pănit. Am dat în rămâi, frate, dragă. La paine castelurile astea și mult ce vă visine, eu n-am știut de castelurile astea, că toate castelurile pe aici. Am bat pe celul de rău. Eu n-am știut, mă, un repui mai mult, am un, că... O, am doi în cauș. Dar eu nu știa că toate castelurile, dar mult ce sunt. Tărere, iască domnul, faci ca bărba. Frate, dragă, unde, merg, vii cu mine, nu? Da. Să merg cu ta. Nu, că mă duc la mea. Să trăiască domnul Cristinel. Domn Dorel, ce mai faci? Uite, am venit să mă văd cu voi, să ne întâlnim. Așa, viață bună, da? La combinație bună. Da, merge, no, hai să... la o combinație puternică. No, hai să vedem. Ce numele se pără? Să vedem. Am un fiat aia negru, ăsta îl dau ori lui, ori la ăștia doi, mi se place mie buni. Eu mult spre cine am pus ăsta, că trebuie să vedem cum mai mere. Nu zic acum. Tu știi că eu mult spre cine am, nu? Așa, da. Dar și spre cine care iubesc eu. Ești tu, Cristinel? E fratele Dorel și fratele Ovidiu, de la Bucovina. Am un calul ăsta negru, la ăștia doi îl dau. Sau ție, că tu ești. Sau mie? Că ai zis ceva? Și ție. Hai, mă, omule, la ăștia doi oameni îi dau calul ăsta negru. La ăștia nu îl dau să-mi dai 10 cai. Nu, să dea Dumnezeu. Hai să vedem, hai să vedem ce negru au, băieți, sus. Venem pe drum acum. Bă, prietenul meu la Mălin, nu? Da. Știu unde să. Dar ce vrei să dai la Mălin? Calul, calul, mă. Ai un cal galben? Da. Vorbim cu el? Da. Nu, hai să merem. Dă duce fața mea. Ha. Nu mere... Dar nu știu de asta. Nu, mă, dar nu mere bolul de aștept, bă. Au, ce glofu, ce... Exchange are, mă. Da, aveu, da, dar e bună treaba asta, îmi place, mașină bună. Oio. Lasă, pentru oamenii care muncesc, trebuie să-și aibă. Bine, frate. Nu? Frate, rătărări... Ui om tare, om greu. Ăsta e om greu, nu că... Te ascunde, mă, stai un greu cu adevărat. Turmă de vaci, turmă de oi, șurdă de vaci, turmă de oi, frate. Are bașă, familie frumoasă. Bă, are casă, are masă, are tot ce trebuie, mă, ăsta, mi-e fi drag, omul. Păi, eram, mă făceam prieten cu Dorel de 10 ani în cauce, de 7-8 ani, dar nu am făcut prieten cu el numai de câteva luni. Eu i-am făcut prea din Cristi. Cătălin i-a făcut prea din. Eu i-am făcut prea din. El, prin Facebook, prin ăsta, după ne-a făcut prea din. Am simt foarte mult prea din. Am promis că la vară venim la el, la stână, la după fratele Pricovi, venim la el. Îl ajutați să dea în strungă? A, vine de aici, că la nenii se place la nebunie să dea în strungă. Ce să facem pe domatica? Noi să mâncăm jântiță, jur, dar vom... Vom vedea după aia cu... A, cu jântiță jucăți, suntem o mie la ce una, cu... Vine și frații de Ovidiu, zis? Da, domnul Ovidiu vrea că îi place foarte mult uiașul de mie. Mămăliga goală, nu-i place? Cum? Mămăliga goală, nu-i place? Da, îi place și aia, dar un pic de carne nu strică lângă ea. Nu, că știu că n-am văzut la Ovidiu. A făcut uiașul, a făcut bun uiașul. Mie nu-mi place uiașul. Mie nu-mi place carne de mie, nu uiașul. Eu am mâncat sosul ăla, știi? Dar bun, la dintre ori am mâncat, eu am făcut. Se mere la fratele Mălin. Dacă aici se face ceva combinat, se va mere la altul, nu se face de vrei la unul, se face ceva combinații. Dacă facem, dacă nu, frate dragă, merem pe la fratele Dorel. Merem acasă. Hei, domnul Cristi! Bună seara! Să fii iubit! În ce faceți? Da, ce-am învățat, ce ne-a învățat pancica asta? Ce v-a învățat pancica? Lucruri bune? Numai lucruri bune. Da, Ovidiu, frate. Deci numai... Numai da, lucruri bune, e? Numai lucruri cum bune. Cum vă numiți? Mălin, Mălin. Mălin. Numai lucruri bune, v-a învățat domnul pancica. Numai, Mălin de numai la lucruri. Lades. Numai lucruri. Copii, de ce faci? Spune, tata. Ce faci? Și voi să vă dea Dumnezeu cum bine ați venit. Spune, tata, Mălinuț. Mălinuț, cum ești? Bine. Îl ajuns pe tati, mă? Când și când. Îl ajuns la cai? Când și când. Da. L-ajută, puse. Și altcum a bine sănătos. Da, uitați aici cu domnul Bagica, v-a adus un cal puternic de tăt. Nu există pe partea ta aici. Da, s-o gătat cu șmecherie. S-o gătat cu șmecherie. Cum ați umblat, domnul Cristinel? Bine. Domnul Dorin.
Să vii mai des, acum ai început să vii la noi, să tot vii pe la noi. Să ne cauți mai des. Ești bun sunat, bă. Ai văzut blondul? Acum hai să le frumos ca l-are. Frate, dragă, am o pornire la un prieten din... Stai numai așa un pic, de ce ai vrut să-mi arăți câtă? Băi, o să mă mami... Nu, ce să fie. Că mă duc acasă să bag la spălat. Da, și mă. Să bag la mașină. Da, și mă, nu ți-e stresat. 5 minute, gata. Da, zici că ai pus piciorul pe ea, așa-i? Iartă-mă. Știi că nu ți-e prea ce-mi pun. N-are nimic. Ți-am ajutat și eu, m-am ajutat și tătura asta. Bă, fii atent. Am iartă de la tine. Niciodată. Șapcă nouă nouță mi-a luat-o, am pus-o în cap, ți-o dau ție gratis. Stai, ascultă-mă. Niciodată să nu știu că m-ai ajutat sau ce-am ajutat. Asta rămâne așa. Una la mână. Doi la mână. Când îți prind căciula, o bag la roata. Ai înțeles? Bă, eu nu o să eu ți-o bag surut. Bă, fii atent. O și rupă. Nici nu e un... dragută. Bă, nu e un stres că băgăm mașina la mine la spălat acasă. Ai, dar o bag la mine, că dar eu am școlit-o. Când ajungem la mașină, îți arăt că am 3 fesuri încă la mine. Dar nu contează, ăsta am ieșit de când no, lasă că e ăsta. Nu mai îl pun la picior de lucru. Bă. Să mă doară piciorul, pune acolo. Nu, pune-o înapoi. Bă, lasă, bă. Bancica, că nu e ca copii aici, fii atent la noi. Domn Bancica. Ce, frate? Bun. Să trecem la ale noastre. Fratele Dorele în față. Așa. Care la unul să schimbe. Bun, aici la prietenul tău, cum îl cheamă ăsta? La Mălin n-ai făcut nimic, a? La Mălin n-am făcut nimic. I-a plăcut, o văzut cai. I-a plăcut, deci, da. Deci, nu trebuie să meargă la expoziție de cai, rai? A? I-a văzut așa direct. Și ce-o zis? Păi ce-o zis? Place. Mâine vine la expoziție. Mâine o să vine până la mine să face ceva combinat. Am înțeles. Nu. Dacă vrea să vie. Apoi să vezi, aia expoziție, nu numai cunoaște doi cai. Da. Și acum, unde ți-a propus domnul Bagica să merge? Mere până la niște prietenii al fratei de Dorel, că poate fac cu ei ceva combinat. Am înțeles. Nu, bun. Am plecat, cum îl cheamă băiatul ăsta, domnul Bagica? Am plecat de la 3 ani, sau știu cum îl cheamă, omul, 3 ani. Așa. Și? Pot la 3 ani să se facă o combinație, n-am putut face, a rămâne frumos, nu pot să zic, da? Da, m-a cerut bani, i-a mai cerut eu, n-am putut să fac. Mi-are încă trăgăsuța. Da, unde mergem acum? Mi-are la fratele Dorel, de acum mergem acasă. Fie, bă, că vine Crăciunul. Nu, unde, bă? Nu vezi din instalația, vezi că vine Crăciunul. Dar gruce. Da, pe tu. Doamne, ai. Mă, ce se permite, băi, ce vezi? Bă, ridicat cioarele pe sus. Ridicat cioarele sus. Dar nu mă prinde ploare. Cioare, ou! Bă, așa ți-o învățat ca aici, să-l încolată, ești ca și eu crescut. Ia, bă, că se sed, mă, nu mă dă la când îl dai jos pe unul, să scutură ăsta la altul. Bă, dar fii atent, tu știi cum să sui ca ăștia? Eu stau lângă mașină, le dau drumul să stui singur. Le place, bă. Așa este dezar să-i descai și eu ușor iar și. Singur, îi dau drumul și de jos să stui. Să-și întoarce, să bagă la loc, numai să leg. Frate, drag, am pornit la fratele Dorel. Așa? Să meargă către căsuță. Să rămână ta, doamnă. Liber, poți să dai. E liber? E liber. Ce, Dumnezeu, stai spatele, n-au seamă, sau... Ce-ai arut, fratele meu? Doamne ajută! Meri încet, meri încet! Să aveți drum bun! Dorim sănătate! Sănătate, să aveți drum bun! Ne vedem, ne auzim! Să vedem sănătoși! Serus! Da, mă, frate dragă! Am pornit! Am... Cum s-ar zice, am revenit
pe asfaltul nostru. Așa. Spre casă. Bun. Cât mai avem până la noi? Avem încă 80-90 km. Așa e mult? Pe cum? Hai de capul meu, domn Pacica. Bă, noi să ne facem cursă lungi, mă, până la ce. Nu, no, las că e bine și așa. E, ne-a pune dimineață și sală. Da, bun. Ne vedem pe trasă. Zic că am aprins becul, domnul Pacica. Așa, aprins? Eu nu văd ce-o pot să zic, nu mai văd. Da. Am mai văd, dar mă rog că nu iau nimeni ce bace, mă, așa. Am vrut să cânt o melodie, dar nu mai ne vine în cap. E foame și ține, dar nu mai vine în cap. E loc nu mai vine în cap. Ar fi, cât ar fi oare ora? 11 jumate ar fi. 12. 11 jumate. Am 11 jumate? Da. A, bă, 12 prinsim acasă. 12 și un pic. Da. Domn Pacica, ce crede că rugeți ca în caie? Doamne mâine, dar murim. Vreau să-mi cânte pe tine. Au, Doamne mâine, dar murim. Vreau să cânte plătini. Eu știu ce mai bine lai, 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 lai. Că-mi e rău, o, că-mi e bine lai, 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 lai. Muiarea pe masă-mi pune, bunătățile din lume. Dar eu stau mă uit la ele, la, 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 că nu mai poți gusta din ele, la, 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 la. Băi, ai văzut inginerul ăsta, Dodo, ăsta când se uita în cai, filma în cai, el aș vedea tinereța lui mâncața așa, în cai acolo. Doamne, omul ăsta, dar aș vrea și mai tânăr cu 30 de ani, nu știu dacă aș sta și nima în România în baza lui. No. Dar nu stă rău cu cai, eu vreau să zic că... Are, așa e marfă, n-ai filmat la, la... Eu cred că la nimeni. Tăți, nu că 1, 2, da, dar tăți așa e 1 și 1. Deci are cai frumoși. Da. O frumos. Ce e chiar pe GPS? Cum zici? Nu pe GPS, uite. Nu pe GPS. Nu. Dacă nu pe GPS, bă, cât mai avem? Da, o să jumătate de clămitri ai pe la casă, mă. Na, la deal se mir să ai să duci. Bă, Cristian, mașina asta mai bine merge la geal, că la vale, bă. Hei! Avea mult timp și geal. Domn Magica, cât i-a costat chestia la roată să o faci? M-a costat un pic. Ha? La început 2000 de euro, mai ce pe braț. Dar până azi nu l-a mie, să zic, nu l-a lucrat el. Da, dar bine că... ...o făcut-o. Frute, de că se încuie. O făcut constatare și lasa la altă roată. E, dă-i nouă, mă! Și aia la altă cum fă? Dă nouă. Da, mă! Aia ce-o schimbat-o, fă o nouă? Aia am pus-o nouă pe partea ta. Și aia altă pe partea ta cum e? Tă nouă? Pe partea mea e nouă, mă, pus am din plin, vă lasă-i pusă, mă, că nici nu-i dus să vă plau de pe ea. Noi tăpem apă, dar n-avem după șecăde. Cum zici? Ia s-o rup brațul ăla, că l-a făcut nouă, la ăla nu fost nouă. Am mai filmat ce bine. Să uita mieițe, că am să recomandăm pe amul două, odată, știi? Cum ai spus, domn Pacica? Bă, să uita mieițe. Da. Am zis, bă, uite-te, dacă e așa putredă,
Ca să schimbăm, mă, să nu tot ăsta. Doar cumpărăm, da, o dată îl depunem sus, nu avem treabă. Și? Când am mers să uit, eu zis, nu, că ies. Da, cum să am pe el. Dar mâine, poate de pe două luni. Trei. Am o coborâm în șăulie. Și cum, ce-o zis, s-a uitat la direcție, cât de cât, e bună treaba. Bună, azi, a? O să merg în capă totul. Am înțeles. Azi, frate. Da, Cristi, da. Mă duc acasă din descarc cailele, le pun acolo o mână de fân în mașină, mă duc muncă și după aia descarc. Da, a, așa, așa foame ții? Da. Ha? Da, Cristi, eu rău de foame ții. E, da. Eu să văd să mănânc câte timp. E, da, care-i faza cu... Care-i faza cu... Restaurant direct, atât de închis. Dacă s-a închis restaurantul... Am luat, că am zis că mâncăm. Păi încolo tot ne suna oamenii că hai dați, hai dați o dată că mă așteptăm. Azi că mâncăm, că vine mâncăși, vine. Că s-a închisă. Și apoi mă așteaptă mama cu 12 feluri de mâncare. 12 zi să-ți facă? Yeah. Ha? Și fii atent că și-o dau prăjături. E, și un premiu? Premiu, premiu Nobel pentru cine peștile. Nu mă, bă, zic, pentru mămica ta că face 12 feluri de mâncare. Lasă, că dai premiu. Ce premiu dai? Da, iau bucăt de fără și o prăjitură, o obje sau ciocolată, să fie bine. A? Tu lasă bine. Îi iei așa? Da, păi. A? Eu la mama ce vrea ea, bă. Nu, las că nu-i rău. Da, domn Patrica. Da, domn Patrica. Băi, Cristinel, la vă venim acasă cu biliardul român. Cu? Biliard. Așa? Este un cal. Este un cal Ioba. Polonez. Ștanță pe el cu acte, cu pedelic, cu tot munca. Să și norocul pe el aia și... Îi trebuie, frate. Am avut să fac niște combinații prin... Vechiuri pe acolo pe la... N-am. Ha? N-am putut face. Gravea la... Da, n-am, te rame. O, bă, Cristi, bă, dar ce Dumnezeu casca așa tare? Că dată cu oamenii care se uită la mine doar tăți. Aga bine că cas pe sfârșitul episodului. A, zi, după cine m-a luat și eu. Domn Magica, ți-a luat după Cătălin? Păi mă ia după el, zic. El a fost de vină. Nu, că eu m-a luat după endura asta. Păi zic, e dacă ăla cască, ce tu cazi? E, dacă ăla să vă vădără, ce zici și tu? A, chiar așa. Bine, cantor. Ajung, Pacica, fac mii de kilometri și ajung la un prieten, știi? No, luăm masa și apoi s-apucă să caște. Și zic, bă, ai venit de undeva, ai plecat, ai fost undeva, plecat departe, nu. Tot pe acasă, da. Și zic, nu ar fi normal ca eu să casc acum. De? Nu prea o înțeleg și apoi am început să-i explic. Kilometri de acolo, de acolo, de acolo, de acolo. Da. Bă, Cristi, dacă o mâncat totul bine, apoi și eu mâncă ce voi nic, după ce mâncă trebuie să dorm un pic. Lasă că nu caști. Caști când ești ostenit, mă, uite-te. Apoi eu... Da, uite, acum, acum domn Pancica îi... Păi gândește-te, 1000 de kilometri zării. La Timișoara. Timișoara, 600 la Bucovina. La Bucovina, mai mult? Da, 1700. Așa? După aia? Am uitat acasă, a stat doar și asta, tot zi, doar așa, că astea sunt lucruri, se bagă, n-am putut să stau. Așa? Și azi? Am tăiat un porc, n-a stat. Am tăiat un porc, am ăsta. Și azi? Azi am dus până în capătul lui, bine. Da, la Brașov. Câți kilometri? Da, păi cât vă 250. De la tine, nu? Ie. Yeah. No, deci ești 500. Ie. Yeah. Și cu 1700 de rând trecut? Nu. No. Da, da, bă, dar faza e... Bă, făcea o tur de, un drum de Olanda, bă. Bă, problema nu e că... Problema e că s-a acumulat ăștia, mă. Da, mă, frate, dar una când mergi... Constat. Fără cai, cu mașină mică, relaxare, tăi. Și una când mergi cu cai, că trebuie să stii tăstrâns. Dacă fac copii de balas, că aici ai dus. Îți grei. Una că mână, o mașină mică. O mașină mică, mâine de... Sunt gata cauciucurile, să-mi bat piciorul dacă... Dar ai văzut acum când o tras calul din
Ce e la fața noastră, mă? Ce? Nu ai grijă. Polițai, da. Ce? Prea ține un loc în sinel. Ai grijă numai. Ei, tovarășul meu ce bău, ce? Da. Cum adică tovarășul meu de bău? Da, păi cum, că de când ai chef îl sun, hai Todore. Hai să merem. Hai să merem să bem ceva. Îl sui în Mustang sau ce sui după capăt la bicicletă. Și o iei. Ce sui acolo pe spate, pe șerul ăla. Faci ce cauți la prietenă. E bolu. Dar bă, dar mai avem 10 km, Cristian. Adică zage cu 12 km. Dar domn Bagica, înainte să aprind filmul, vorbisem cu Cătă, că o să cântăm ceva. Eu cu el. Nu, asta e misiune, fămiță, oameni, care îl urmăresc pe Cristina, așa fămiță. Eu n-am să zele. Bagica, auzi, nu mai vrea Cătă să ne cânte. Domn Magica, ce trebuie să facem? Vă puneți cu Pacica, cu Cristina, că ăștia vă dau țapă ori și-am și... Domn Magica. Și din glumă. Nu, ia. Tine la asta nu mă arăge, nii. Ține pe cine, arată-le la lume și... Stai, mă, stai. Stai că vreau să zică Domn Magica ceva. Hai. Suntem de serios, că nu s-o ține de cuvânt, nu? Nu, nu știu ce alea, mă, că eu tot timpul m-am să înge cuvânt, dar n-am zis. Dacă n-am zis, băi, dacă nu... No, hai. Cântă tu că ce ascult. Bă, auzi. O poezie, nu știi? Nu. Bagica. Da, știu una. Aia cu cățelul și cu părul creț. Stai. Babă, rabă, sată, cadă, dată. Știi, așa să se lege cuvinte unul de altul. Bagica. Bagi și bogese. Auzi, la școală era ăsta, zi, serbarea. Apă, spui la școală ce-a pățit. Stai să zic numai ăsta și zici tu. Și era un băiat, trebuia să zică o poezie. Și el trebuia să zică poezia mama. Aia de George Cușbuc, știi? Yeah. Și ăsta când l-a pus acolo în mijlocul scenii pe scaun și începe să zică mama de George Cușbuc. Și stă. O uita rândurile, știi? Da, bine, adică mama de sărmaș. Auzi, iară. Auzi, Magica? Iară. Sărmaș, câți kilometri ești? 13. M-auzi, Magica? Mama, de George Cojbu. Dar tu știi că e cel mai frumos, că, cel mai frumos vorbă că zic mama. Da. Dar el nu știu să zică poezia. Da, da, copii, bă, vă mulțumim, dragul meu, mama. Aga, deși așa fai, mama, de George Cojbu. Atât au zis. Bă, zici ce trebuie să ia el. No, dar ce ai pățit la școală? Păi, eram mic, vă, două, patria, mă, ce, bă, dacă e că patria era. Patria e. Și? No. Am avut o oră de muzică. Am avut și pe întâia până pe a patra eram cu o profesor, cu învățător, era tovarășa învățătoare. Maria, doamna Maria. Mai trăiește doamna Maria? E. Mariana. Da, zice la aia, la ăla, la ăla, la ăla, să că poezii. O, vreți. Eu repede, da, zice, la muzică în care trebuie să cânce. La poezie. Eu repede. Tovarăș rămătătoare, tovarăș rămătătoare, tovarăș rămătătoare. Da, zi Ilie. E lupatic când zice, zi Ilie. Așa și eu, aș vrea să zi Ilie. Și? Eu mă apuc, frate dragă, mă scol în tișoare și mă apuc de cântat. Uscă-te, muiare, cum se uscă toamna frunzele pe pom. Ți-ai înșelat bărbatul și ți-ai bătut joc de altul. Băi, omul, asta când au zis, băi, copiii râdeau ce se prăpădeau. Mariana, tovarășa, nu mai puceau, dreptul mac. Nu mai știa ce mai e ăsta. Stai jos, Ilie. Nu că mai zic un pic. Nu am zis-o tante. Stai jos, Ilie. 10. 10. S-o dat 10? Ha? 10, și apoi... O mă-ți treaba până am un școlă. La noi, că a fost unul Ilie, care el la muzică
Trebuia să cântem Dore mi, știi tu, bătite. Eu nu mai, tată, eu uscă ce muie. Așa e una după alta, nu? Zici că luat micuț slab acolo într-o bancă. Uscă ce muie. Așa vezi, bă, taică-te-o. Și colegii, prieteni, și colegii, dacă... Te întâlnești cu ei? Întâlnesc cu ei și povestim de ceva, ei una, două, uscă-te, muiare. Am o prieten, Bobby, de pe dincolo, pe Spania, pe Franța asta. Oare se uită la noi, Bobby? Se uită. A? Îl salutăm pe Bobby? Îl salut pe fratele Bobby, pe colegul meu, Man. Și îi dorim sănătate. Era un Man, Adi, era un Adrian. Așa? Ghiță, Ileașu, a fost... Nu știu, am avut eu, toți colegii cunosc. Unul Călin. Călin e și la noi. Sărman. Ai mulți colegi. Sunt el. La noi aici, în Sărman. Am mulți colegi. Și... Samu. Când ăsta... Știe de cât are ame. L-au mărt mult în școală. S-au dus copiii mei, copiii de el. Am mărt în școală și... Și merea vestea că... Tată sau... Tată tot cânta, uscă ce mâine. Eu am cântat așa, știu, dar nu azi așa. Băi, așa eram de reținător în cap, că dacă trebuia să zic mâine poezie pe de rău sau lecția, nu pe sub poezie sau lecția, trebuia să o știți din carte. O vară de-a mea, nu la mia, în și ce sau avem încă niște prieteni care vine acolo la noi la rat. Și și ce? Poezia. Poezia sau lecția? Lecția trebuie să deschizi cartea, să o pui pe ăsta, să o descrii, lecția. A. Eu mă scolam în picioare, în voci la învățătoare și ce vedere. Nu așa, tot o știem. Nu trebuie... Ai vedea că eu nu mai mă uit, știi? Alții copii se uita cu teaie tu și stătea la litere și... Poezii și minuni, eu tot ziceam. Aia lecția tătă. Se trea poezirea, pe poezirea așa ziceam din cap. Pui, 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 așa avem un cap. Dar astăzi de și ce? Din sara. Dimineața le ziceam, după amiața nu le mai știam. Așa, uiteam din cap, altcine. Altele? Ia, nu știu. Așa zi eu la școală. Nici o poezie nu știu. Nici de George Corbuc, nici de Vasile, nici de Bogar, nici de unul, nici de altul. Se cântă multe scrise sau să ne asculte profesorul dintr-o lecție lungă. O colegă, un prieten, coleg, orice, ne ascultăm între noi. Eu îi ascult. Și? Îmi dau caiet, tu mână, ascultă Ilie, tu știi așa, acolo vezi dacă vorbesc bine. Și ce scrie în caiet. Apoi nu mai învăț, că ce ascult eu de la el, eu aia scriu și în caiet. Apoi dacă e bine, e bine, dacă nu, că cam atât tare țin minte. Si? Și de timpul fobie. Am prins la una, n-am fobie, dar... Eu nu n-o știu nici ăla, a? Da, păi, e ca și mine, și ăla. Și așa, domn Magic, așa, așa, că trecați atât cântând, tăt, râzând. Da, cântând pe ulișoară, am băgat o scânii în bală. Yeah. Când zic că când acasă am plecat, am pornit de la birt. Dar mi-a venit de la târguri, am luat de la birt. Imba Cristina, am ajuns acasă. În 5 minute suntem acasă, că au ajuns cu Dumnezeu. Îi filmăm un pic aici, și atunci cum îi dăm jos și cu Dumnezeu, mai intrăm în graj, pe târziu. Te târziu, să zicem, mor, să morzi foame. Te târziu. Cătălin, tătă. Da. Mă, corcodușa și zis că este. Da, unde? O ieși corcodușele. Păi, da, mi, pe pom. Da, e prima iarba acolo, dar unde este planul și iarba, avem piscine. Avem, avem. Iarba mare. Mere, m-a căzut, îmi place, dragă. Biliardul, ah. România, ei.
Mirosul de mâncare caldă. Fasole frecată făcut cu balanieze, de la miros. Bă, tu nu sunt zonă. Dacă deschid acum geamul să văd. Deschid geamul să sunt. Fii atent pe așile. Păcat că nu-mi place pe așile. Dar au făcut ceva. Pancica, l-auzi pe băiatul tău. Nu sunt zonă. Că-ți văd că e un pic de fum în spate la tine acolo. O scos doamna grătarul afară? Si. Ia să dau un pic să verific. Am făcut afară, Cristina, mâncă. Ii, fii atent cu tăi de fumul. No, nu-i rău. Central este o casă unde e mânta mea frumoasă. Lasă un pic de fum. Bagă-mă în oglada, Cristine. Bagă acolo, lăuntru. Să pregăză. Niște amfăsă. Hop! Operatorii juri o admiră. Veliște. Fac că aduc aia acasă. Am ajuns și eu, dar cu muța, cu mai și mai miroase mult pe bag. Stai că te-o pic. Stai un pic să-l aducă și pe-l-alt. Îl bag cu asta, să pot să aleg pe-l-alt. Am ajuns acasă cu biliardul. Românii, frate. Domn Magica. Domn Magica. Da, frate. Aici, te rog. Oameni, că nu mă... Poștara. S-a ajuns acasă, nimeni mânza de la tine acolo. S-au șeră despre sine. Foarte frumos. Domn Magica, foarte frumos. Va fi atentie. Uite, Cristine, până la casă. Dar și cine? Treaba pavat, domn Pancic, așa ai? Yeah. Pavat? Cu steluțe, cu ce? Juriu bun? Nota? Bagă-l, tati! Op! Slab, tu! Stai, stai! Uite cum este. Acum dacă să nu fie foame. Așa. Măcar focul pe ăștia cu legile lor. Cu ce? Cu legile, mă. Ce legi? Sunt și de restauranturile, mă. Cred că n-am mărțit cu ăla în noastră, am orul aia, așa, mie nu mi-a plăcut, am dat-o la câini. Am zis, pe câinile să le-am. Ai dat-o la prietenul tău de pe drum. Câinile de cât timp să scrie pe drum? De trei aia acolo. Acolo, pe locul ăla, știi? De trei aia, mă, la soful curs, tot acolo, bă. Tădeau la ea la din mâncare. Așa. Nu, am ajuns acasă la mâncare, fratelor. Și treabă bună, știi? Eu aici am plasă să mănânc. Da. M-am amintit de bunătăți să ne pune de mâncare, dar mie aici am plasă să mănânc. Câte feluri s-au făcut? 12 feluri, frate. Am înțeles. Dar degeaba, cum le pot mânca pe acel fel? Le pot eu. Nu le poți mânca când ești oameni. E pește, carne, friptă, tocăniță. Deci treabă bună, cum se zice. Fasole frecate. Domn Pancica, cum a fost experiența de astăzi pe drumurile României? Da, s-a făcut. Da. România. Este treabă bună, stai? A făcut târg. A făcut care domnul Flora, asta a zis. Dumnezeu, nu știu, nu avea ce face. Asta. Prizinier, îți doresc poftă bună. Mulțumesc. Cătăline, mami, nu vreau foarte bună. De bună, pofta. Ai cealaltă echipă. Echipa noastră. Da. Aia, echipa minoră, echipa colo, echipa care tu dormi. Da.